cetățenii Republicii Populare Române, întâmpinăm într-o atmosferă sărbătorească, cu voie bună și încredere în viitor, anul 1963, an nou, de muncă creatoare pentru înflorirea patriei, pentru prosperitatea tuturor făuritorilor de bunuri materiale și spirituale, oamenii muncii, care îmbogățesc și înfrumusețează an de an Republica noastră. A 15-a aniversare al proclamării Republicii Populare Române a prilejuit un însuflețitor bilanț al realizărilor obținute de poporul român. În aceste realizări este întruchipată munca fiecăruia dintre noi, muncitori, sărani, intelectuali, activiști de partid și de stat. Pe întreg întinsul țării, în uzine, pe șantiere, în gospodării colective și de stat, în instituții de știință, învățământ și cultură, domnește o atmosferă de muncă plină de avânt, fiecare își aduce contribuția la opera comună de făurire a vieții noi socialiste. Anul de care ne despărțim a dat rod bogat în înfăptuirea mărețelor obiective stabilite de partidul nostru în domeniul sporirii producției industriale, al dezvoltării și întăririi agriculturii socialiste, în transporturi și construcții, în ridicarea continuă a nivelului de trai material și cultural al poporului. Prevederile planului de stat pe 1962 au fost îndeplinite și depășite, creindu-se astfel o bază trainică pentru noi victorii ale construcției socialiste în anul care vine. Imaginea țării noastre este o mărturie strălucită a justeției politice partidului, călăuză încercată și clar văzătoare a poporului. Anul ce s-a scurs a fost încă un an de luptă pentru apărarea păcii, bunul cel mai scump tuturor oamenilor de pe pământ, un an al întăririi forțelor socialismului, păcii și progresului, a forțelor care luptă pentru coexistență pașnică între toate statele, pentru libertate și independența popoarelor. Întregul mers al istoriei arată că, în ciuda tuturor piedicilor, aceste forțe cresc mereu, că lor le aparține viitorul. Întâmpinând anul nou în mijlocul familiilor, prietenilor și tovarășilor de muncă, ne exprimăm cu toții dorința caldă ca în anul care vine pacea între popoare să fie consolidată, omenirea să-și poată consacra toate forțele muncii pașnice, creatoare, pentru făurirea unei vieți de belșug și bunăstare. Dragi tovarăși, cu prilejul anului nou, Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Român, Consiliul de Stat și Guvernul Republicii Populare Române adresează întregului nostru popor calde felicitări. Urăm muncitorilor și muncitoarelor din industria noastră socialistă să lucreze cu spor pentru îndeplinirea sarcinilor de plan, să dea țării produse tot mai multe și mai bune. Tărănimii colectiviste, lucrătorilor din gospodăriile de stat și stațiuni de mașini și tractoare, să asigure prin munca lor harnică o recoltă binefugată. Tinerilor și tinerelor din uzine și de pe ugoare să-și consacre tot entuziasmul și elanul lor pentru a aduce din plin contribuția la avântul economiei socialiste, tineretului studios să muncească cu sârguință pentru a-și însuși tezaurul de cunoștințe pe care îi le pune la îndemână școala pentru a fi cât mai de folos pașnic. Vă dorim tuturor succes în munca voastră plină de abnegație, sănătate și fericire dumneavoastră și celor ce vă sunt dragi. Să ridicăm paharul pentru poporul nostru muncitor, pentru patria noastră dragă, pentru viitorul ei luminos, pentru pace, prietenie și colaborare între toate popoarele. Vă urăm la mulți ani, iubiți tovarăși și prieteni!